Edi Ordănescu trece prin momente grele. Un membru iubit din familia lui s-a stins din viață după meciul România, Slovacia. Apropiații selecționerului sunt devastați de durere după o asemenea veste. După ce România a obținut un loc în optimile de finală ale Euro 2024, selecționerul Edi Ordănescu a fost lovit de o veste devastatoare. În Germania, la scurt timp după meciul crucial cu Slovacia, o tragedie familială a umbrit bucuria calificării echipei naționale. Conform informațiilor confirmate de fanatic, sora mamei lui Angel Iordănescu, tatăl lui Edi Iordănescu, a decedat în urma meciului de la Frankfurt. Angel Iordănescu a aflat de această pierdere abia la întoarcerea sa acasă pe aeroportul din Otopeni. În urma acestei tragedii, Angel Iordănescu a decis să rămână în România și să nu călătorească în Germania pentru următorul meci al echipei naționale, în ciuda dorinței sale de a fi alături de fiul său, Edi Iordănescu, în momente atât de importante pentru fotbalul românesc?